Doamne, atot puternice și atot îndurate, îmi aduc aminte că te-ai născut om din sfânta fecioară, în peșteră și ai fost vândut cu 30 de arginți de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi păcătoși de sub puterea diavolului. Pentru aceasta te rog, îndură-te de mine, păcătosul. Primește, Doamne, această mică a mea rugăciune și umilită a mea voință, ca să mă întristez pentru că te-am întristat și să mă amărăsc pentru că te-am supărat fără de număr. La tine, prea bunule Mântuitor, am toată speranța și cred că tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, te vei îndura și de mine acum, ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să mă învrednicești împărăției tale. Nu te depărta de la mine, Doamne, și ajută-mi că în toate să fac voia ta și să nu te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși în timpul sfintelor tale patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-ți spăl picioarele cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi și eu din gura ta cea dulce: iertate să-ți fie păcatele. Amin.